Familiei Melencu face declarații, l-ascultăm. Castană fierbinte aruncată în curtea Dicot. De asemenea, o castană fierbinte aruncată în curtea Dicot mi s-a părut și faptul că undeva la orele 20-21 noaptea seara a creat o adevărată isterie prin faptul că Dicotul are acest raport dat de către INML și că nu vrea să spună ce este cu el. Acest vestit raport, că de fapt nu poate să-și dea seama dacă există ADN sau nu există ADN. Lucrurile astea trebuie clarificate și vă dați seama ce înseamnă ca peste o oră sau mâine sau nu știu când să aflăm că de fapt există un certificat de deces al Alexandrei. Și toți se bat pe alte chestiuni și spunem, nu, bun, din ce este făcut ADN-ul, din ce părți, să aflăm din ce părți. Solicitați ceva informații către IML, dumneavoastră în calitate de avocat al familiei Melencu sau prin DICOT, adică să vă spună de ce nu s-au expertizat toate fragmentele osoase odată și de ce s-a făcut așa pe bucăți. Credeți-mă că nici DICOT-ul nu știe. Ați văzut, de-am poziționat când există o problemă și dumneavoastră ați fost în spatele familiilor, în spatele meu, când s-a pus problema, Dicotul nu face. Dar acum stau și mă întreb ce face INML-ul și vreau să iasă public și nu vreau să arunce iar o castană din asta fierbinte să spună dacă au certificat de deces pentru Alexandra emis. Că pe urmă o să zică că l-a emis Dicotul sau nu știu cine l-a ascuns. Deci pur și simplu INML-ul are această datorie să ne spună. Au făcut o testare și trebuie să și-o asume. Dacă și-ar fi asumat-o, din punct de vedere procedural, trebuia să scoată și un certificat de deces. Și trebuie să răspundă dacă l-au scos sau nu l-au scos. Și dacă l-au scos, de ce nu este public? Sau unde îl ține ascuns? Sau cine îl ține ascuns? Deci lucrurile astea nu mai merg de alba neagră cu populația României, cu familia acestor fete, cu dumneavoastră presa care încercați să vedeți ce se întâmplă aici. Că nu se întâmplă, nu e o chestiune de cartier, de bloc, în spatele blocului, nu știu ce. Aici este o chestiune deja națională, este un scandal național. Iar cine întreține acest scandal național, îl întreține și prin aceste mistere și lucruri care vin așa peste noapte. La ora 9 seara, clienții mei mi-au spus că presa a tăbărât peste ei, să sară gardul peste ei aproape în pijamale. Cine a creat această isterie pe chestiunea cu ADN-ul, când de fapt ce spuneau? Spuneau că au transmis Dicotului, unde? La 9 seara, unde se transmită Dicotului? Înainte de weekend, că ar fi transmis analiza ADN-ului, care de fapt ne spune că n-au analizat nimic, că n-au putut. De ce? Pentru că au selectat ceva. Deci au selectat ceva din care n-au putut. Mă întreb când selectează ceva INML-ul din care pot să facă ceva. ADN-ul ăsta trebuia făcut pe tot ce există acolo, nu pe selecții, nu pe bucăți și să spună ce nu pot. Știți dacă mâine mai vine cineva la audieri în acest dosar sau dacă vor fi audieri săptămâna aceasta? Vor fi audieri săptămâna aceasta. Într-adevăr, se va muta centrul cercetărilor iarăși la Caracal. Se vor continua în continuare investigațiile la Carsa Groazei și se va vedea într-un final, după ce se va elibera toată curtea, se va intra și în casă, se va vedea ce este acolo. Din punctul meu de vedere, în acea casă sunt foarte multe nemernicii, foarte multe lucruri ciudate, dubioase. Iar acest dincă, eu spun că nu numai că făcea lucruri foarte, foarte grave, dar faptul că dădea cu tinși pe perete, adică după ce avea un strat de ciment, mai dădea cu T1, așa, o dată periodic, eu cred că ascundea niște probe acolo. Ce făcea el acolo? Pereții aia mereu încerca să-i mai acopere cu ceva, nu cu un glen normal. Atenție, ciment peste ciment. Ceea ce nu cred că era un lucru ok. De asemenea, am o mare problemă cu familia acestui dincă. Nu știu ce se întâmplă cu această familie, pentru că dintr-o ecuație complexă, ca să nu spun de unde, este că doamna dincă, soția, cam era pe acolo când fetele astea erau răpite și puteau să fie. Și mă întreb, dacă nu întreabă cineva pe doamna, cum și cu cine stătea doamna acolo în momentul în care nu cumva erau și aceste persoane, aceste fete, erau acolo în momentul în care dânsa locuia, pentru că dânsa a locuit acum o bună bucată de timp acolo. Eu cred că ar trebui să dea puțin cu subsemnatul, mai cum se spune pe românește. Domnule avocat, e vreo variantă sau vreo pistă pe care se merge cum că dincă ar fi avut
complici? E posibilă și varianta asta? Aveți indicii? Se studiază toate pistele și sunt piste că Dincă avea și anumiți complici. Nimeni nu putea să facă singur ce a făcut acolo, nici ca și carieră infracțională, de zeci de ani pe care o are, nici ca și construcții și toate nebunile de la are acolo. Acolo nu este o gospodărie normală. Acolo este o ciudățenie și nu mă refer la o ciudățenie estetică neapărat, ci și una funcțională. Nu ce pot să vă spun mai mult. Au mai apărut victime mai vechi ale lui Gheorghe Dincă? Încep să apare victime, într-adevăr, mai noi, mai vechi, încep oamenii să vorbească, încep să aibă curaj să vorbească. Nu am idee exact câte plângeri, dar vă spun că veți avea surprize și sper că și anchetatorii să strângă probe pentru a vedea acest cerc relațional al lui Dincă și dacă aceste fete mai trăiesc, să vedem unde a putut să le ducă, eventual peste hotare, că singur n-a putut. Vă mulțumesc!